The Washington Post anunță că a început mult așteptata contraofensivă ucraineană. Jurnaliștii se bazează pe declarațiile a 4 membri ai armatei care au vorbit sub rezerva anonimatului. Deocamdată nu avem însă niciun anunț oficial în acest sens la Kiev. Acum, jurnaliștii americani spun că trupele vecinilor noștri și-au intensificat miercuri noaptea atacurile asupra frontului din sud-estul țării. Au fost lupte grele în zona Zaporojie. Planul de la Kiev ar fi, doamnelor și domnilor, să taie, ca armata ucraineană, să taie câmpurile spre sud pentru a rupe podul terestru dintre zonele ocupate de ruși în est și peninsula Crimea. Nu? Lucru care ar duce la întreruperea unor linii cruciale de aprovizionare ale rușilor. Și discutăm acest subiect cu domnul general Cătălin Tomescu, fost comandant în cadrul NATO. Bună seara, domnule Tomescu! Bună! La ce să ne așteptăm, domnule general? Jurnaliștii spun că urmează lupte grele, o contraofensivă care ar putea să dureze luni. Deci este clar că acțiunea, postura strategică a ucrainenilor de apărare se apropie de sfârșit și a început acțiunile ofensive către est. Dumneavoastră a spus foarte bine, scopul principal al acțiunilor declanșate pe direcția Zaporojie este de a ajunge la Marea de Azov în ideea ruperii legăturii terestre între teritoriul Federației Ruse și zona Donbass cu Crimea. Acest lucru este extrem de important pentru ucrainieni ca să le întrerupă legătura logistică. La sud de Zaporojie nu prea poate să executa manevre, mai mult atonări, pentru că știți, în urma distrugerii barajului, tot ce e între Zaporojie și Marea Neagră s-a umplut de apă. Prin urmare, nu mai infiltrăm, cercetare, diversiune. Și așa mai departe. La nord de Zaporojie, în schimb, pe câteva direcții, am numărat eu din ce am studiat 4 direcții, nu acțiuni decisive, să se înțeleagă bine. Nu e, acțiunile nu sunt cu caracter decisiv. În schimb, sunt atonări ofensive din partea ucrainilor pe anumite direcții care îi vor obliga la un moment dat pe generalii Federației Ruse să acționeze cu forțe în adâncime pentru contracarare dacă vor să-și mențină aliniamentele, care e un lucru foarte important, pentru că și ucrainienii asta așteaptă ca să-i vadă unde se concentrează forțele, să știe unde lovesc decisiv cu ce au în adâncime. În concluzie, aș spune că e clar că postura ofensivă a ucrainienilor a fost de data asta dovedită. Ofensiva nu presupune acțiuni decisive la momentul vorbirii, ci numai dacă au succes, bineînțeles că pot fi dezvoltate tatonări pentru a identifica direcțiile ulterioare de bază. Ambii combatanți acum așteaptă să vadă fiecare mutarea celuilalt pentru a acționa decisiv. Important, aș mai vrea să adaug, Zaporojie rămâne un obiectiv strategic, cu atât mai mult diferențiat față de altele, pentru că centrala nucleară este acolo. Și bineînțeles că leadership-ul ucrainean ar vrea să-și o treacă din nou în zona lor de responsabilitate, să nu mai rămână în mâinile militarilor ruși, din motive care se pot înțelege leste. Domnule Tomescu, domnule general, vă mulțumesc mult pentru analiză. Mergem mai departe.